outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Salutare, salutare și bine ați venit sau bine ați revenit pe acest canal de YouTube. Nu vă mirați că nu sunt cu toi, dar sunt cu Fluffy. Spune Fluffy, salutare, salutare. Începem un nou episod de Vlogmas și de data asta suntem din nou în vizită, ca de obicei. De ce să stăm acasă când vine Crăciunul? Nu-i așa? Da, exact. Sunt la Iulia de data aceasta. E stricat sau e bun? Și Iulia îmi face clătite cu ouă stricate. Nu miroase stricat. A zis să mă aștepte cu ceva, dar să mă aștepte în sensul că nu mă așteaptă, îmi face acum. Și în fine, ideea este că nu știu ce vom mai face astăzi, dar momentan aștept să-mi facă clătite. Și ia, priviți-o, ce concentrată e acolo. Te descurci minunat. Mulțumesc. Fluffy, tu? Fluffy nu mă lasă în pace. Aici vrea atenția mea, stați să vă arăt. În suflet mi s-a pus. Câteodată mi se pare că mă iubește mai mult decât toi. Așa-i, Fluffy? Așa-i, du-te, mă, uitați-l cum s-a pus pe mine. Doamne, mă, frumoșule! Mă, frumoșule, mă! Uitați-vă la el! Doamne, da, ce pupic! Iulia, ție nu-ți dă pupici, așa-i? Ba da. Mi-a dat pupic! Da, da, da. Și acestea sunt clătitele Iuliei. Mmm, delicios! A făcut și mini clătite. Stați așa să luăm una să vă zic cum sunt. Să vedem dacă se poate mărita sau nu. Și nu se am neșurde. Nu mă pot concentra. Se poate mărita. Ești foarte sigură pe tine. Cu un bucătar. Și am plecat de la Iulia și am ajuns acasă. Și ce credeți? Toi s-a urcat în mașină cu noi, dar credeți că la mine în brațe? Ce mama? Nu. Ce faci? La Iulia în brațe. Toi! Hei! Vino și iubește-mă și pe mine. Hei! Hei! Toi! Mă, pupețește-mă și pe mine! Bucură-te că mă vezi! Hei! Nu se bucură! Toi! Toi! Da, mă? Toi, mă! Nu vrea să mă iubesc! Toi! Haide! Hei! Toi! Hei! Ați văzut cum stătea Fluffy pe mine? Vedeți cum mă ignoră Toi? Da! Deci Fluffy, cât am stat la Iulia, a stat că l-are pe mine și Toi acum mă ignoră. Miroase hainele Iuliei, n-are nicio treabă. Eu nu exist aici. Toi, exist și eu. Hello? Toi, aș vrea să exist pentru tine în viața asta. Toi. Mă rog. Ce vreau să vă spun este că acum ne punem să ne uităm la un film. Necrăciunistic de data asta, dar interesant. Și după care vom merge până la Julius Mall să vedem licurici. Pentru că în curând nu o să mai fie niciun licurici. Și noi încă n-am fost să-i vedem. Așa că azi mergem să-i vedem. Ne-am uitat deja la film. De o oră. Și tot aștept ca Iulia să fie gata să plecăm la licurici și numai nu este gata. Așa că mă gândeam, până când Iulia este gata să plecăm la licurici, haideți să vedem ce avem în ziua 5. În ziua 5. Unde e 5, 5, 5, 5? Uite-l, chiar lângă 4. Ăsta pe care Alex mi l-a rupt. Ha. Ați văzut și voi ieri cât de tare mi l-a rupt.
Ci că se vede, se vede. Of, și asta e micuță. Voiam ceva mare, nu este corect. Ești gata? În sfârșit, după multe așteptări și după o mini ciocolată mâncată, pentru că doar atât am primit, după cum ați văzut, este și Iulia gata! Și mergem să vedem licuricii. Și pe toiucul lăsăm singurel iar. Plângi, mama? Și nu fi șupăiat, doi! E prea ocupat să mănânce șoseta Iuliei ca să fie atent la altceva. Și dacă vă întrebați, am ajuns în sfârșit la Iulius Molus. Nu-i așa, Iulia? Da. Am ajuns. Și nu prea mă vedeți, că este într-un... A, uite, dacă vine aici mai în față, mă vedeți. Și abia așteptăm să vedem licuricii. Și Iulia a intrat în parcare pe interzis. Nu eu. Nu ea. Nu eu. E o prietenă, Iulia, alta Iulia, care conducea în fața noastră și nu m-am văzut-o că merge pe o parte a parcării pe unde se venea. Nu? Nu eu. Nu ea. Nu ea. Ne înțelegem. Nu, în niciun caz nu ea. Hai să mergem să vedem licuricii cei imaginari, care de fapt nu sunt licurici. Licurici foarte puțini, îngrădiți așa, într-un spațiu super mic. Faci vlog? Da. Hei! Ea este Laura, pe ea nu cred că ați mai văzut-o. Nu, nu am mai văzut. Mă bag și eu. Da, foarte bine. Bagă-te aici. Fă-mi reclamă. Așa. Și acum mergem până în mall. Aceasta de vlogmas. Ne-am întors de la mall, m-am îmbrăcat în pijamale și m-am pus în pătuc. După cum bine ați văzut, mare lucru nu pierdeați dacă nu vedeați licuricii, că nu a fost mare lucru, dar în schimb m-am bucurat de trenulețul pe care l-am văzut la intrare în mall și de aranjament. Am filmat puțin, sigur ați văzut că am inserat înainte. Și cam atât a fost și pe ziua de azi. Sunt aici cu toiucul doar. Doi! Ps, ps, ps. Care, bineînțeles, ca de obicei mă ignoră. Ba, stați că s-a întors. Hei, doi! Că de ce nu? Și mi-am curățat și fața și mi-am făcut și rutina de seară și tot. Și acum eu și Toiucu ne punem la somnic. Așa că noi ne revedem și mâine cu un alt clip. Până atunci, v-am pupăcit, v-am îmbrățișat. Pa, pa!